ale biserici, pe cinstea țării noastre, să înțeleagă voia ta cea bună și desăvârșită, izbăvește-i de toate cursele vrăjmașului, păzește-i în dreapta credință, în toată buna cinstire și curăție, în toate zilele vieții lor, ca să propășească în știință și împlinirea poruncilor tale, pentru că așa să se preaslăvească prea sunt numele tău și să se facă moșteni împărăției tale, că tu ești Dumnezeu puternic în milă și bun în tărie și ție se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cinstitelor, cereștilor, netrupești puteri, pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Dumnezeu să... Mulțumesc mult! Bună ziua tuturor! Elevi, părinți, cadre didactice, tuturor celor prezenți astăzi la acest moment festiv de începerea unui nou an școlar. Permiteți să mulțumesc conducerii școlii că am fost invitat la deschiderea oficială a noului an școlar, că sunt aici alături de voi în această școală care, pe lângă faptul că este foarte bine gestionată, după cum vedeți, de fiecare dată și în fiecare an, performanțele profesionale de aici sunt recunoscute. Desigur, sunt emoții foarte mari pentru toată lumea, cred că, și pentru cei mici care pentru prima dată, iată, vin în această școală, care probabil la seară și-au realizat primele activități pentru noul an școlar, un mic ghiozdan, emoțiile de a participa pentru prima dată la acest moment festiv și emoțiile pentru noua școlar, care sigur sunt transmise și părinților, sunt transmise și celor dragilor, dar și conducerii și colectivului de la această școală. De asemenea, cred că vă pare rău că s-a terminat prea repede vacanța, dar de obicei așa se întâmplă, trece foarte repede tot ce este frumos. De data aceasta, iată că pornim cu dreptul pe un nou an școlar, în care, desigur, performanța profesională trebuie să fie în primul plan, atât pentru dumneavoastră ca elevi, cât și pentru colectivul acestei școli. Sunt convins că aici veți găsi condițiile cele mai bune pentru desfășurarea anului școlar. De asemenea, vă rog să rămâneți convinși că vom face în așa fel încât să creăm condițiile potrivite pentru desfășurarea unui an școlar, în condiții optime de desfășurare și cu o bază materială care să vă creeze absolut toate și să vă faciliteze toate condițiile unui an școlar foarte bun. Felicit pe toți cei care astăzi iară intră în noul an școlar, felicit întregul colectiv al acestei unități școlare, felicit pe toată lumea și vă doresc să aveți un an foarte bun din punct de vedere al învățământului și al școlii, pentru că până la urmă rezultatele profesionale care le obțineți dumneavoastră este mândria întregii comunități surdene. Vă mulțumesc pentru ce ați realizat până acum, vă doresc succes mult în continuare, un an cât se poate de bun școlar, la mulți ani tuturor! Mulțumim! Să știți că și mie îmi pare foarte rău că s-a terminat vacanța. Mi-aș fi dorit cel puțin încă o lună de vacanță, dar nu se mai poate. Vom avea la anul. Am să vă anunț pentru început modificările la structura anului școlar. În acest an școlar vom da vacanța de iarnă în decembrie și în momentul acela se încheie și primul semestru, spre deosebire de anii școlari trecuți. Vom avea apoi o vacanță de 3 săptămâni, de care o să ne bucurăm, apropo de ce ne doream mai înainte, după care începe cel de-al doilea semestru, iar apoi la sărbătorile de Paști vom avea iarăși 2 săptămâni de vacanță. Și apoi vom continua până în 16 iunie. Cei mici, 1-4, vor avea o vacanță prin luna noiembrie, și toată lumea, între 2 și 6 aprilie, înainte de Paști, va avea activități extrașcolare la școală, împreună cu cadrele didactice. Mai multe amănunte o să vă dea domnii învățători și diriginți de la clase. La
clasa a doua C, Cadar Claudiu, la clasa a 5-a B, Oroian Robert și Mărgeanu Stanca și Pleșa Mihai, Pop Teodora Alexandra, Popa Andrada, Tripean Alice, Țandea Denis Cristian, Zoltan Alina. Găină Diana Rebecca, Kirali Nod Adina, Kovac Clara, Marta Sergio, Macavei Raul, Medrea Claudia, Milas Gabor Cătălina, Gabor Susana, Huban Carina Lucia, Iclezan Miriam, Ielciu Mara, Coloji Marius Iulian, Lazar Gheorghe Ionuț, Mărginanu Darius Codrin, Mureșan Alexandra Raluca, Pop Patricia Andreea, Popa Irina Diana, Paul David Andreas, Rusu Petrica, Struguraș Briana, Șandru Dalia. V-ați aliniat? Bravo! Vă rog să-i aplaudați pentru că este prima lor ieșire în public. Să-mi lăsă ceva, 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 să-mi l